Tine se consideră că sunt costuri de 8 ori mai mici, pentru că aici plătește familia. Deci, practic, cum spunea european, 22.000 de euro pe an în țările cu, care oferă servicii. Pe persoană și pe an. În Statele Unite sunt mult mai multe. Dar în nordul, țările din nord și așa, costurile sunt date de servicii, de multitudine, de secții, de personal care îngrijește acasă sau în instituții. Noi asigurăm medicația, asigurăm ajutorul de handicap și, sigur, spitalizările. Atenție însă, aș vrea să spun asta. Noi, în sănătate se întâmplă lucrul ăsta în foarte multe situații, dar legat de demență, de foarte multe ori cheltuim mult mai mult, nepunându-se un diagnostic precoce și să se încercetă care s-au finalizat, care arată că persoane cu demență, care ajung să fie spitalizate pentru diverse probleme, costul acestor spitalizări este cu 50% mai mare, pentru că datorită de cele mai multe ori nerecunoașterea diagnosticului, modalitatea de punere a diagnosticului altor boli și de tratare este mult mai grea. Pe de altă parte, ajungându-se în ultimul moment, sunt tulburări mari de comportament, sunt complicații și repercusiuni foarte diverse asupra familiei, încât până la urmă, costul plătit pentru nediagnosticare și neîngrijire pentru societate e mai mare. Număr de locuri pentru persoanele care necesită... Vă referiți la stadiile finale, bănesc. Stadiile mai avansate, da. Deci ne acoperim, nu pot să dau iarăși, trebuie adunate toate, nu le poate face societatea asemenea, 10-15% din nevoi. Din nevoile persoanelor diagnosticate. Deci dacă avem 35.000 de oameni diagnosticați, numărul de paturi, nu știu dacă depășește 10.000. Deci vorbim numai de cei diagnosticați, nu vorbim de 300.000, așa că probabil că e mult mai mic. Dar nu știm, vedeți, de asta este nevoie, noi nu știm ce unități private apar la Bacău, la Bârlad, la Sibiu, statul chiar, deci trebuie să existe un departament unde aceste informații să se adune. Posibil să fie, oricum, nu se poate spune că în România nu se întâmplă lucruri, nu apar instituții, nu? Sunt cu tot felul de inițiative, ele nu înseamnă o politică și o strategie clar cunoscută și adoptată de o țară. Și ați vedea și din suportul gradului de iată direi fără planul și au făcut un prim pas. Dar nu eu, dar ar fi măcători de ce legea? De ce legea apărarea de legi pentru apărarea drepturilor acestor persoane. Deci, pe de o parte, faptul că există un diagnostic nu trebuie să stigmatizeze persoanele. Am semnat un fel de petiție europeană ca dacă se pune diagnosticul pentru tulburare neurodegenerativă, omul să nu fie dat afară din servici, să nu fie considerat deja în stadiul final al bolii, deci el să nu fie stigmatizat, să nu fie exclus social, dar să-i se apere drepturile. Deci încă din viață, din sănătate, să spunem, mentală sau la debutul bolii, de fapt ăsta este și unul din avantajele diagnosticării precoce, printre altele, este aceea că omul să-și poate exprima dorințele privind îngrijirea lui medicală super global, dar, sigur, îndeosebit, vați de refer, este pentru situația în care îți pierzi discernământul. Deci, din viață, este un document legal de care ți se respectă toleanțele pentru a te proteja împotriva răufăcătorilor, nu împotriva proprietarii familiei, atât bunurile tale, cât și modul în care te aștepți că vei fi tratat știind, cunoscând familia, prietenii și așa mai departe. Deci asta nu costă foarte mult bani, dar tot înseamnă un demers care să se soldeze cu o hotărâre de guvern și cu lege. Deci, în principal, aceasta. Jocul acesta, toate aceste studii europene, de fapt, au conduc la stabilirea unor legi care să creeze un echilibru între apărarea drepturilor, dar menținerea independenței, autonomiei și demnității personale. Aici este un prag foarte sensibil. Adică nu